Salut și am găsit la un nou video pe acest canal. Eu sunt Unreal Byte și am găsit la episod cu numărul 27 din EFC 24, împreună cu cariera noastră foarte, foarte frumoasă cu Liverpool. Am rămas la meciul contra la cei de la Lincoln în Carabao Cup. Ține minte din episodul anterior că am jucat primul nostru meci în Champions League din sezonul acesta și l-am câștigat. E bine, vreau să vă arăt cât de mult au crescut jucătorii noștri. Foarte, foarte, Martinez 91, a ajuns Vini 95, Balon de Aur, Balonul de Aur, Musiala 93, Konate 89, Van Dijk 89, Alisson 92. Au crescut foarte, foarte mulți jucători. E bine, nu uitați, dacă place și apreciați ce fac, să apăsați acolo butonul like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați făcut deja și să activați clopoțelul pentru mai multe notificări. Noi haideți să mergem rapid să jucăm acest match. O să-l jucăm, vrem să câștigăm tot la fel toate trofeele, știți foarte bine chestia asta. Echipa, da, este o echipă slabă, însă vreau să jucăm meciul ăsta și o să las doar fazele importante, adică mare parte golurile. E bine, ce meciu, haideți să vedem dacă putem să câștigăm primul nostru meci în Carabao Cup. Bine, acolo Bellingham la Martinez și Martinez, ce voleu din fața porții, o semifarfecă să zicem așa, un șut foarte, foarte puternic din fața porții, îl doboară pe portar. Revedem faza foarte bună, pas acolo de la Bellingham și Martinez cu stângul, o bubuie fix în poarta adversarilor. Foarte bine acolo, ocazie pentru Martinez, haideți să vedem, Martinez cu dreptul reușește acolo să facă 2-0, foarte aproape ambele goluri, foarte aproape de timp, Martinez face 2-0 și deja vedem faza foarte bine, pleacă acolo Martinez cu dreptul, zice, mă așteptam să fie apărat acest shoot, însă nu este apărat. Foarte bine acolo, Musiala, bă, n-ai cum, bă, jucăm prea bine meciul ăsta, deci prea bine jucăm, 3-0 minutul 19, ce se întâmplă cu noi, suntem on fire, în meciurile astea suntem prea, prea buni. Ok, este deja 3-0, așa că o să mergem să-i dăm simulare, însă o să facem o singură chestie, aș dori să-l pun pe Messi în locul lui Martinez, doar ca să mă ajute și el să nu se supere și pe Enzo Fernandez, ba chiar în locul lui, în locul lui Bellingham. Bun, noi o să-i dăm sim to end și să vedem ce se întâmplă și se pare că am reușit să câștigăm 4-2, acolo mai marchează Vini și Duffy de două ori la acest echipă. Bun, următorul meci este contra la cei de la Wolves în Premier League, așa că haide să-l simulăm rapid pentru că este un meci destul de ușor. Dar înainte să simulăm meciul, aparent, nu știu dacă mai țineți minte, argentinianul nostru are 16 ani, deci o să îl băgăm în echipă, adică mai bine zis pe bancă. Ortiz o să fie tot la fel add to loan list și să vedem, poate vrea să transfere și el la o echipă destul de bună. Se pare că n-a venit și Master Scouting Report, haideți să vedem ce găsim aici. Nimic, nu e bun. Ok, nimic la italieni, însă poate avem noroc la România. Nu e bun. De păcate n-am avut noroc, haideți să vedem acum la englezi, dar după cum văd, nimeni nu este bun. Aceasta este echipa lui Wolves, o echipă destul de bună, însă nu este pe măsura noastră, așa că haideți să-i dăm un sim și să vedem dacă reușim să câștigăm contra cei de la Wolves și 5-0, i-am spart efectiv, înscrie așa, Vini, Musiala, Mohamed Salah din nou și Vini din nou. E bine, se pare că Burnley vrea să-l transfere, însă vrea un loan to buy și noi nu vrem asta. Haideți să vedem dacă vor, fără opțiunea de cumpărare, vor, însă pentru o perioadă scurtă de timp. Haideți să vedem dacă vor 2 ani, se pare că vor și activăm aici repede și se duce jucătorul nostru argentin la Burnley. Se pare că mai are încă o ofertă de la Al Nassr. Ok, hai să vedem dacă se poate și așa. Tot așa, fără opțiunea de cumpărare, este de acord, 2 ani, suntem de acord, haideți să vedem, suntem de acord și aici. Chiar să cruz, ce alege, Al Nassr sau Burnley? Însă până atunci avem acest match contra cei de la Dortmund în Champions League, în grupa noastră de Champions League. O echipă care este foarte, foarte bună. Aceasta este echipa lor, o Junior Alvarez, Ademi, Brandt, încă mai joacă, Emre Can, văd că și el mai joacă, Slotterbeck, Dalot la ei, Christensen și el, Cobble, cred că are un overall foarte mare, Malen la fel. Aceasta este echipa noastră, o echipă cred că superioară, însă mă uit acolo la Van Dijk, 88 overall, iar a scăzut, of. Am zis că poate dacă mai scade la 87, o să-l folosim pe Scalvini, dar nu știu, o să vedem. E bine, în ce meciu, haideți să vedem ce putem să facem în al doilea meci din acest sezon în Champions League. Haideți să vedem aici, Emre Can are șansa foarte bună, însă Van Dijk se bagă bine în el. Venicea face, trece foarte bine, însă Konate de pe spate. Ocazie bună pentru Dortmund. Haideți să vedem aici Dalot. Dalot trece destul de bine. În care mingea pasează la Emre Can. Emre Can însă nu ține foarte mult mingea. Foarte bine acolo la Martinez. Haideți să vedem combinația bună, pase, trece foarte bine.
Continuă, însă, oh, ce apărare, ok, m-a surprins pasa aceea, însă și ce apărare de la Cobol, vedem faza, foarte bine acolo pe reflex Cobol, Bellingham nu reușește să înscrie. Haideți să vedem ocazie pentru noi la corner, la Salah, Salah, Salah cu finesse plus, are finesse plus, are finesse shot plus, n-avea cum să rateze. Bine mă Salah, 1-0 în minutul 32. Revedem faza foarte bine acolo, centrarea însă și Salah cu finalizarea, un finesse foarte, foarte frumos. Reușim să facem 1-0, mamă ce efect a prins. Foarte bine acolo pentru Martinez, însă de data asta Cobol apără. Haideți să vedem acum la Martinez, nu reușește, foarte aproape totuși. Soboslai, haideți să vedem un trivela foarte bun și intră acest trivela incredibil. Soboslai, ce șut reușește Soboslai, incredibil. Revedem faza pentru că a fost foarte, foarte frumoasă, foarte bine acolo. Soboslai de la 21 de metri, un trivela, Cobol n-are nicio șansă să o prindă. Uitați-vă ce efect a prins, foarte uimitor șutul. Șansa foarte bună acolo pentru Martinez. Haideți să vedem un șut foarte bun, incredibil. Bă, parcă astea long shot-urile astea parcă între toate, mă. Ce șut de la Martinez și nu poate să-l apere Cobol. Vedem faza foarte bine acolo, Martinez se depozitează foarte bine de jucători. Un șut surprins Cobol aici, un șut foarte bun plasat. Haideți să vedem acum Vini, foarte bine acolo la Martinez. Martinez vede acolo pe Soboslai, Soboslai cu un trivela și acest trivela intră. Băi, deci îi sparg pe cei de la Borussia Dortmund. Bă, îmi pare rău fanilor. Îmi pare rău fanilor. Vedem faza foarte bine acolo pasa, însă trivela-ul lui Soboslai nu știe să plă în acest meci, însă trivela-urile lui Soboslai sunt demențiale. Haideți să vedem acum Messi. Messi foarte bine acolo trece. Hai să vedem dacă poate să continue. Continuă. Nu este fault. Ok. Fata acolo șansa bună pentru Dortmund, însă Van Dijk oprește faza asta prea simplu. Haideți să acum pe Vini. Vine foarte bine acolo, poziționat. Șutul nu este foarte bine totuși. Haideți să vedem Messi. Messi, Messi, Messi aproape, însă nu reușește. Cobol este pe minge. Haideți să acum un corner foarte bun la Messi. Messi, mamă ce s-a dus, cu ce putere a tras Messi, însă nu a reușit. Ocazie bună pentru Dortmund, însă nu este foarte bine plasat șutul. Alisson este pe ea. Ocazie bună iar pentru Dortmund. Haideți să vedem acum șansa lor. Nu apără Alisson. Incredibil. Incredibil cum poate să apere Alisson. Haideți să vedem acum cornerul pentru Borussia Dortmund. Nu este foarte bun. Și nu cred că mai au timp pentru nimic. Încă un șut. Ok. Acest șut intră. Da, în minutul 93. Am înțeles. Revedem faza. Ce să facem? O revedem. Ba, un cap foarte prost și nu știu ce se întâmplă aici, însă șutul cred că este deviat, trece pe lângă toți jucătorii mei. Dați-vă și voi la șutul ăsta. Pac, deviat, cred că a fost deviat de două ori balonul. Da, în fine reușim să câștigăm meciul, chiar dacă am scris ei, este oricum o victorie masivă pe care putem să o luăm noi. Foarte bine a jucat toți jucătorii, mai ales Soboslai. Cât de bine a jucat Soboslai. Bine, următorul meci este contra cei de la West Ham în Premier League, așa că haideți să-l simulăm rapid. Aceasta este echipa lor, o echipă destul de slăbuță pentru Premier League, însă haideți să vedem ce putem să facem noi împotriva lor. Echipa noastră este obosită, însă o să facem niște schimbări. Messi va intra la început de meci, Enzo Schier va intra în locul lui Soboslai, iar Vini să sperăm că se descurcă destul de bine. Haideți să vedem, îi dăm un quick sim și reușim să-i batem. Se pare că Lautaro Martinez marchează împreună cu Mohamed Salah. Ok, se pare că argentinianul nostru tânăr se pare că se duce până la urmă la o echipă, însă haideți să vedem ce echipă a ales. Ok, se pare că se duce la Burnley pentru 2 ani. Este ok, cred că e mai bine decât să te duci în Arabia Saudită totuși la vârsta lui. Următorul meci este contra cei de la Crystal Palace în Premier League, așa că haideți să simulăm rapid. Aceasta este echipa lor, echipă destul de ușoară. Echipa noastră este pregătită, o să îi băgăm pe toți și haideți să vedem ce reușesc să facă. Îi dăm un quick sim și... Ok, egal, Vini și Lautaro marchează pentru noi, însă nu este suficient. Olise și Carrizo reușesc să ne egaleze. Ei bine, următorul meci este în UEFA Champions League, unde deja avem 6 puncte. Vom juca contra cei de la Rangers. Aceasta este echipa celor de la Rangers, o echipă destul de interesantă, însă nu este pe măsura noastră totuși. O să jucăm meciul pentru este în Champions League, însă cred că o să mai schimbăm pe aici niște jucători. Aș dori ca Messi să intre primul și poate și Enzo Fernandez în locul lui Soboslai. E bine, ce meciul contra cei de la Rangers. Haideți să vedem dacă putem să reușim să obținem încă 3 puncte în grupa noastră de Champions League. Foarte bine acolo, trece minutul 2. O șansă pentru noi, reușește. Incredibil.
Deci e incredibil cum joacă echipa noastră. E prea bună. Lionel Messi aparent a înscris. Nici am putut să văd cine a înscris. Lionel Messi înscrie pentru Liverpool. Minutul 3, cred că. Revedem faza cum pleacă cu Lionel Messi și un trivela foarte, foarte bun cu stângul. Portarul n-are absolut nicio șansă în fața lui Messi. Foarte bine acolo Messi. Haideți să vedem, Messi continuă. Însă, nu știu dacă o să reușească. Foarte bine acolo întoarce Messi, trivela, însă este apărat acest șut. Foarte bine, mamă, cât de bărbos e portarul. Hai să fac cu Messi, din nou la balon, pe verde, mamă, ce transversală. Cât de aproape, bă. Hai, acum Vini, da, Vini, n-avea cum să... Adică aveam cum, dar în fine. Bă, ce efect a prins mingea asta. Minutul 15, Vini marchează încă un gol. Revedem faza, foarte bine acolo prinde onside și foarte bine Vini finalizează aproape de vinclu. Un finez perfect, aș putea spune. Bine, cei de la Rangers au și o șansă, însă Konate este acolo. Hai să vedem, iar o șansă pentru Rangers, însă Alisson este pe ea. Pasă foarte bună pentru Messi. Hai să vedem că mai are viteză Messi. Messi nu mai are viteză, da, din păcate. Hai să vedem, iar Messi. Messi foarte bine, are șansă, acolo este penalty. Penalty, penalty. Ok, este fault. Ok, ok, clar îl va bate Messi. Messi l-a câștigat, Messi îl va bate. O să bată o trivela, hai să vedem dacă se va desfăca. Eu zic că se va desfăca. Messi, printre cei mai buni, dacă nu cei mai buni, poate cine știe, la lovituri libere. E cam prea tare. Însă Messi e prea... What? A lovit zidul? Pe bune! Ok, hai să acum Messi. Messi la balon, Messi trece foarte bine. Messi, Messi, boară, gol! Incredibil ce șut de la Messi și ce gol! Messi reușește să facă 3-0 în minutul 4, minutul 50 și Messi efectiv este prea bun în acest meci, prea bun. Revedem faza foarte bine acolo, trece, îl păcălește pe fundaș, iar Messi aproape singur cu portarul, însă nu, el vrea să șuteze din afara careului, efectiv e bară gol, îi sparge poarta portarului. Hai să fac acum Bellingham, un pars, aolo, aolo, mi-e și rușine. Mohamed Salah, da, distanță! Mohamed Salah! Wow, du-te că s-ar de pe scaun! Imposibil așa ceva, Mohamed Salah! De unde a putut să dea? De unde a putut să dea? Nu că vreau să vă replay-ul. Revedem faza, Mohamed Salah foarte bine acolo pe balon. Ce finez de la... Ce distanță și măcar a arătat? Dar uitați-vă și voi ce efect a prins. Portarul efectiv s-a uitat la ea, n-avea nicio șanse. Salah foarte bine acolo, Messi, Messi, ah, n-a fost bine plasată, însă a fost foarte bună idee. Hai să vedem acolo la Messi, Messi, mamă ce transversală, am spart partea, mă frate, meciul ăsta. E bine, seara meciul reușim să câștigăm cu 4-0, un meci fabulos pentru Liverpool, efectiv distrugem poarta adversarilor. Messi a rupt meciul ăsta, a rupt și Salah la fel. Bine, următorul meci este contra cei de la Newcastle în Premier League. Un meci destul de ok, însă cred că aș vrea să simulez pentru că stăm destul de bine. Chiar dacă Newcastle aparent este pe locul 2. Ok, eu acum am văzut chestia asta. Echipa lor o echipă destul de bine, cine o fi Ricci? Însă chiar destul de bine. Zaek încă mai joacă? Wow! Uimitor. E bine, cu echipa asta vom intra în meci. Haideți să vedem ce reușește echipa asta să facă. Și 3-1 reușim. Messi marchează în minutul 86. Bellingham la fel marchează și el. Și Mohamed Salah. E bine, se pare că se va vișa balonul de aur. Haideți să vedem cine va câștiga acest premiu. Și Vinicius! Vinicius câștigă balonul de aur. Și efectiv, doamnelor și domnilor, am completat toate obiectivele noastre, toate obiectivele pe care le avem, le-am completat datorită lui Vini, datorită echipei noastre. Am terminat cariera efectiv. Vini devine un jucător cu două baloane de aur. E bine, după balonul de aur avem meci destul de important în Carabao Cup contra la Manchester City. Dăm așa de rapid de aia din Round of 16. Însă acest meci îl vom juca în episodul următor. Dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul like, să strângem cât mai multe like-uri și să vă abonați în caz că n-ați făcut deja. Eu am fost Adrian Byte, v-am upat împreună cu Vini. Pa, pa!